găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, o edițiile în care vom afla despre proiecte. Vom vorbi despre proiectele din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Ce noutăți vor apărea acolo? Vorbim despre delfinariu, microrezervație, dar mai multe vom afla, bineînțeles, de la directorul acestei instituții, care ne va dezvălui ce proiecte sunt, atât pe termen scurt, mă gândesc că există ceva realizabil și în termen mai scurt, dar și pe termen mai lung, căci aici cu siguranță avem de povestit. De asemenea, vom afla ce este nou cu delfinul Cean-Cean, care știm că a fost bolnăvior, dar a revenit în forță, și să aflăm și despre starea lui actuală de sănătate și cum s-a reintegrat acolo lângă Nini în reprezentațiile lor de la delfinariu. Așadar, lângă mine este domnul Adrian Bâlbă. Bună seara și bine ați revenit în platoul Doto TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Îmi place când vorbim despre proiecte, cu atât mai mult cu cât sunt niște proiecte realizabile, și haideți să vorbim la început despre cele pe termen scurt, care credeți dumneavoastră că în cel mai scurt timp le veți vedea, pot fi palpabile, cum vă spuneam și înainte să intrăm în direct. În primul rând, îmi cer scuze pentru ținută, nu am mască, fiindcă aici este o atmosferă controlată și este o mulțime de lumină. Sunt multe lemn sterilizante, să spunem așa. Sunt în training, fiindcă vin cu bicicleta, mi-e mai bine să merg cu bicicleta pe vremea asta și pe vremea asta de pandemie, că nu te amestești cu nimeni și pe de o parte, pe de altă parte, te mai tonifiezi respirator și în plus ești legal fără mască. Da, că așa este și bine, noi suntem pe lifestyle, suntem relaxați, da, deci da, este foarte, da, foarte ok. În mediul exterior sunt scutiți de a purta mască cei care fac sport. Facem sport. Facem sport, jucăm sport, da. La delfinariu, la microrezervație, lucrurile sunt bune. Acum, un alt motiv pentru care sunt îmbrăcat așa este că facem curățenie. Uh-huh. Facem curățenie înainte de un weekend însorit și vrem să vină cât mai mulți oameni. Sperăm să vină cât mai mulți oameni, să aibă vaccinuri, să aibă certificat verde, că asta este o limită. Am propus, am cerut, am nota mea internă, am subliniat că cei ce intră pe microrezervație pot intra fără certificat verde. Drăguț. Cum și pe stradă este și în aer liber, până la urmă, mi se pare foarte firește ok. Că în spațiile închise e nevoie de acest certificat verde, care să demonstreze că ești vaccinat cu mai mult de 10 zile înainte. Deci dacă te vaccinezi azi, tot nu ai certificat verde până când nu termini, da, cu perioada de vaccinare și de instalare imunității. Pe microrezervație, cum spuneam, facem curățenie. Facem curățenie de tot ce înseamnă frunziș, că nu este altă mizerie decât, sau dacă îi spune mizerie, disconfort, decât frunze și crenguțe căzute după episoadele de vânt. Care de eu cred că au și ele farme culori. Cred că au mai bine lăsați curățenia. Da, dar trebuie să lăsăm să nu se formeze o sublitieră. Dacă le lăsăm să facă litieră, suferă gazonul, suferă iarba. Și în consecință a spus că în pădure nu e iarbă. De ce? Că sunt frunze rămase peste timp și formează un strat de litiere. De acolo mai greu iese câte un fir de iarbă. Noi dacă le greblăm, le curățăm, avem șansele ca toamna asta în zile frumoase să mai încolțească și a și încolțit niște iarbă. Am și semănat, 300 kg de gazon am pus, să îi fie bine. Împreună cu o asociație din Constanța care s-a ocupat de parcul de la Universitatea Ovidius, încercăm să introducem niște noutăți în arboretul microrezervației a parcului dendrologic. În același timp, voi produce până la sfârșitul anului și o notă de fundamentare, o notă conceptuală, un proiect pentru a reîntineri acest parc dendrologic, care e din anii 70 și arată uzura fizică, uzura temporală a multora dintre exemplare. Pe de o parte, de altă parte, au fost și niște ani secetoși, veri secetoase. De fapt, avem acum două anotimpuri, iarnă și vară. Ploios și secetos, că nici iarnă și vară nu mai le poți numi. Este un anotimp secetos în timpul verii și unul ploios mai lung, de 7-8 luni, pe timpul iernii. Și din acest motiv, arborii suferă, fiindcă atunci când este frig, n-ar trebui să aibă apă și când este cald, n-au apă. Și lucrurile astea se repercutează asupra sănătății arborelui, care ar fi vrut, mai ales că sunt mulți cu frunze căzătoare, ar fi vrut să aibă și o perioadă de îngheț, o perioadă în care nu le mai putrezește rădăcina într-un exces de umiditate. Sau să se destabilizeze solul cel susțin printr-un exces de umiditate și vine un vânt și îl mișcă, îl culcă. Da, în rest, animalele sunt bine,
Cu ele avem niște planuri, este vorba, asta ar fi un plan pe termen scurt, este să facem microrezervația vizitabilă și frumoasă pentru Buierni, să tentăm oamenii să vină, să prindă zile însorite, cum se anunță în weekend și cum deja sunt, și să le viziteze. Pentru asta facem curat, facem frumos. Asta este, ar fi un plan pe termen scurt. Vrem ca tot pe termen scurt, mâine o să avem o ședință, eu am să propun, ultimativ, celor de pe microrezervație să-mi prezinte o listă cu ce dotări au nevoie pentru frumusețe. Le-am cerut să vină cu lista de coșuri de gunoi. N-au schimbat până acum coșuri de gunoi. Trebuie să le schimbăm, să facem ceva frumos, cum a făcut și primăria. Foarte coșuri drăguț de gunoi împotriva coțofenelor, adică împotriva pătrunderii unei păsări. Vă puteți inspira de acolo? Vom vedea aceleași coșuri de gunoi? Ideea este că, da, ele există, sunt disponibile. Mm-hmm. Sunt niște coșuri de gunoi faine, în sensul că vorbeam și cu Alin Vintilă, purtător de cuvânt al primăriei, în sensul că protejează împotriva... Din păcate încă nu sunt în jurul lacului Tăbăcăriei, unde e cel mai fierbinte, cel mai periculos. Sunt în Mamaia? Da, uite, o bună observație, acolo nu le-am văzut. Încă nu sunt, încă există gunoi ce se adună de pe o zi pe alta și pe care îl scot coțofenele și după aceea le ia vântul, aruncă în lac. De unde este pungăraia asta în lac? Nu aruncă așa copiii. Este, da. Copiii aruncă o mare majoritate la gunoi. Mare majoritate, e adevărat că nu toți. Însă din acest gunoi vin coțofenele și completează, că sunt copii care mai lasă câte un pic de mâncare acolo. Și completează și scot tot până când găsesc ele ce le trebuie, totul pe jos, vine un vânt, un nord-est și așa aruncă, este, sau est, dominant de est, așa aruncă în lacul microrezervației. Deci trebuie ce acolo făcut ceva. În ceea ce ne privește, am vrea să facem la fel niște coșuri de gunoi faine, niște băncuțe fixate în pământ, să deci nu le mai miște nimeni. Deci umblăm la mobilier, așa. Da, 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 un mobilier mai în momentul prietenos. În momentul în care vezi băncile că sunt luate de unul, de altul, din diverse motive. E un grup de 6, de 8, și au banca și o trag, nu mai pun înapoi. Mm-hmm. Vrem să facem niște bănci fixate. Am înțeles. Da, fixate, cum e și la primărie, cum e normal să fie, că băncile astea mobile sunt... prea instabile. Am înțeles. Prea le mută și nu... Prea le mută, da. Le mută de numai... Da, nu e regulă, numai da. Apar. Le găsești pe lângă gard, pregătite să sară. Și vrem să facem și etichete noi la microrezervație, etichete noi la animale, deci să ne organizăm puțin tel. La delfinariu lucrurile merg bine, ce în ce an e bine, adică este ameliorată consistent, firește că are încă o perioadă de recuperare și mai e o perioadă de recuperare comportamentală, fiindcă acest animal care a avut o perioadă de boală, o perioadă de suferință, nu neapărat suferință, durere, ci suferință în sensul că nu a avut apetit, a fost tentată cu tot felul de bunătăți care acum trebuie să fie eliminate din hrană, adică hrănirea necondiționată. Această hrănire necondiționată, cum și la noi, dacă mâncăm fără să facem nimic, până la urmă ne puturoșim. Și corect. Nu ne facem nimic. Așa trebuie să avem o motivație să venim la muncă, să ne facem datoria ca să avem din ce trei. Și ele trebuie să aibă un astfel de comportament, să le înțeleagă de la noi, că și antrenorii sunt veniți acolo tot din același motiv. Corect. Da. Trebuie să recupereze comportamental relația cu cea cean, care este undeva la 80%, adică este în regulă chiar. Așa revine. Da, da, da. Ne așteptam. În fiecare an sunt astfel de probleme. Firește că este greu de mers ca în orice afecțiune, este foarte greu de mers pe firul evenimentelor spre origini. Uh-huh. Deci nu putem să știm exact cauzele. Sunt niște perspective, sunt niște posibilități, sunt niște supoziții. Nu foarte acceptată de antrenori, dar asta este cea mai importantă supoziție când are o afecțiune alimentară, digestivă, să fie din sursă alimentară. Și noi, corect, dacă ne stricăm, ne doare stomacul, ne gândim ce n-am mâncat de ne doare stomacul. Corect. Și probabil că undeva a fost un pește care n-a fost descoperit că nu era în regulă sau a fost lăsat prea mult sau ceva s-a întâmplat cu vreun pește, că ele mănâncă peștele crud, ceea ce nu înțelegem că noi când dezghețăm peștele, poate să stea 6-7 ore, că după aceea îl preparăm termic. Chiar dacă apare ceva, o bacterie, se, că, da, la fiecare dispare. 30 de minute o bacterie se reproduce obișnuit. 20 de minute, să zicem. Da. Adică de 3 ori într-o oră. În 10 ore sunt 30 de reproduceri, dar nu sunt 30 dintr-una. Sunt 2 din una, 4, agenția 8 și este o progresie care duce la un număr foarte mare de o încărcătură microbiană mare și care poate să genereze disconfort, probleme alimentare delfinilor. Noi luăm peștele și îl băgăm la cuptor, îl punem la prăjit, îi facem ceva, îl tratăm termic și omorâm bacteria la respectivă. Ei nu, da. Ei nu, mănâncă crudă. Și delfinii din acest motiv în natură mănâncă numai pește viu. Da.
Bun. Da, lucrurile s-au fost înțelese, am schimbat procedurile de lucru, oricum acum e iarnă, nu mai este aceea viteză de descompunere cum este vara. Vara e mai problematică. Să o acordați, mă gândesc, mai multă atenție. Da, acordăm mai multă atenție și mâncarea. Dezghețăm peștele în două etape în timpul zilei, nu numai într-o etapă, pe de o parte, și pe de altă parte ținem foarte strict controlul calității peștelui care vine, fiindcă el e un pește congelat, e tare greu să-l examinezi la recepție. După ce îl decongelezi, îți dai seama că parcă nu este cea mai bună calitate. Ei, atunci când nu este cea mai bună calitate, nicio presiune nu este pe ei vis-a-vis de consum, vis-a-vis de economie și așa mai departe, să-l pună deoparte și să nu-l administreze dacă nu sunt ei siguri pe calitatea acestui pește. În plus, facem totdeauna probe microbiologice, probe de laborator din peștele administrat ca hrană. Reprezentațiile sunt încă una da, pe zi. Una pe zi. Am trecut la una pe zi din cauza mai multor factori. În primul rând că așa au toate delfinarile în timp, în extra sezon. Una pe zi. Noi aveam două și țineam la aceste două întrucât vroiam să văd rigorozitatea activității antrenorilor cu delfini. Știți, la noi în România omul e fără 5, aia e și 5, mai întârziem puțin, se creau niște neregularități în programul lor. Acum am încredere în ei că se țin de program și au la 12 program regulat cu vizitatori în care n-au cum să întârzie sau să se lipsească vreunul, iar la dimineața și după amiaza să aibă un program mai liber, mai permisiv din punct de vedere al relorii comportamentale, al noutăților comportamentale. Dar tot se lucrează cu delfini, mă gândesc, și în perioada asta, adică în fiecare zi sunt... Da, când aveam două reprezentații, lucrau una la liber și două cu delfinii. Pe lângă comportamentul medical de dimineață, în care învață să stea, să-i se ia sânge, să nu știu ce, după care acum vor avea tot trei, două la liber și unul în condiții de reprezentații. Foca e bine, vreau să insist pe termen scurt acum cu Ministerul Mediului din nou pentru a ne autoriza cele două bazine exterioare cu care suntem în discuții de atâta vreme cu ei, n-au înțeles. Noi le-am construit pe aceste bazine pe standarde europene. În România, legislația europeană trebuie să primeze. Standardele europene sunt atinse. Standardele românești, în general, sunt mai permisive decât cele europene, adică vor suprafețe mai mici decât cele europene, dar la Foce au greșit și cer de 10 ori mai mult. Băi, de 10 ori mai mult. Zic, fraților, 60 de metri cere Europa pe foca care o am eu, foca gri, și suprafață de apă, și voi cereți 600. De 10 ori mai mult. În condițiile în care la orice alt animal, leu, tigru și așa mai departe, legislația română cere mai puțin decât cea europeană. Înțeleg. De ce aceste diferențe? Adică totuși vorbim de 10 ori mai mult, nu nici măcar pe aproape. A fost o greșeală. A fost o greșeală. A fost o greșeală din cauza că pe vremuri când s-a făcut legislația, focile trăiau într-un bazin și teoretic puteau intra cu delfinii. Nu intrau niciodată decât dacă erau scăpate. Cert e că focile și lei de mare. Cert e că așa s-a autorizat atunci ca bazinul delfinilor să fie și pentru foci. Și atunci de aici este povestea. De aici este povestea. Din 2004 plecată. Când printr-un telefon, băi, cât aveți voi suprafață? Atâta. Bine. Hai că facem. Și focile alea, face și la foci tot ca... În 2007 s-a rescris legea, s-a reorganizat și nimeni de la noi nu a fost atunci suficient de vehement, de vocal să modifice. Iar de atunci orice modificare se face prin Asociația Grădinilor Zoologice, pe care nu interesează că nimeni nu mai are foci. Da. Și astfel a și rămas acum mai așa... nou, Zoo Brașov, care are președinția Organizației Grădinilor Zoologice, nu interesează și din prisma faptului că și-a făcut un bazin de foci și lei de mare de pinipede, care respectă standardele de 600 de metri. O nebunie. I-am spus, Alin Pânzaru e director acolo, zic, Aline, când o să ajungi să calculezi consumul de electricitate, consumul de clor, consumul de întreținere a acestei ape în condiții de 2 milioane de litri, o să ajungi la niște prețuri de delfinariu. Și tu n-ai delfini acolo. Ai doar niște foci. Nu au aceeași atractivitate ca și delfinii. Vei suferi. Acum, pe el nu-l interesează că este susținut financiar de primăria Brașovului, o primărie zdravănă, bănoasă și așa mai departe. Să-i vedem. Mai ales că bazinul de foci care l-a făcut este un bazin închis. Nu e regulă. Toate pinipedele stau în soare.
Iată. Nu în bazin închis. Bun, referitor la proiectele pe termen lung, planuri foarte mari, că tot vorbeam și înainte de misiune și pentru delfini, în loc de 2, că vor fi 6, mult mai mult apă, un bazin mult mai mare și cu siguranță reprezentații că, mult mai atrăgătoare pentru oameni. Și cred că vom avea o progresivitate, în sensul că în momentul în care avem cele două bazine, le vom însămânța pe cele două delfinițe. O vom însămânța pe Ciancian prima și la o câteva săptămâni distanță pe Nini, delfinoi ca dominantă sănătate, fete prima. Le vom însămânța cu material seminal controlat, în sensul că va fi un material controlat ca sex. Știți că la orice specie se face de ea, numai la noi nu se face, decât în alte țări. Deci însămânțarea, de exemplu, la taurii sau la vacile de carne, se însămânțează mamele numai cu material seminal de băieți, să facă băieți. Fiindcă doar băieții fac culturism. La vacile de lapte, la rasele de lapte, se însămânțează să facă numai vițele. Că numai vițele le fac lapte. Și în consecință există un gender selection, se numește, sau selecție de gen. E cunoscută de 10 de ani, vreo 20 ceva de ani. Poate 40 de ani în urmă, nu știu exact. E, de atunci se poate face și la delfini. Se poate face la orice specie de mamifer. Și în consecință se face selecție de gen, iar delfinele pe care le, adică delfinii, puii pe care îi vom însămânța, vor urmări să fie femele. Ca să fie împreună cu mamele lor, să facem 4 femele. După ce vom avea un grup de 4 femele, mamă și fiică, atunci ne vom putea permite să aducem un mascul neînrudit cu ele și să facem un grup social de 4 femele și un mascul. Un grup fericit care la noi, la oameni, așa? Nu prea se practică. Dar de ce sunt gândite așa? De ce trebuie să fie 4 femele? Adică ambele, și Nini și Ciancian, să facă fete, iar cel ca să nu fie vreun mascul, pui al mamei și după aceea să apară vreun risc. Am înțeles. Da. Da. Deci ar fi probleme. Le însămânțăm pe ele să facă fete cu un procent de 99,99 ca la orice altă specie, se mai întâmplă. E vorba de centrifugare. Spermatozoizii care fac băieți sunt mai ușori decât spermatozoizii care fac fete. Cromozomul X e mai mare decât cromozomul Y. Și când pui la centrifugă, fiind mai ușori, rămân în mijlocul materialului centrifugat și în exterior pleacă femelele. Și înțelegi de unde vrei. Vrei femele la margine, vrei masculin la mijloc. Da. Simplu. Simplu. Da. Cum ar trebui să arate bazinul acesta mult mai mare pentru delfini și când va putea fi realizabil? Este o minge grea, o minge foarte grea. Cu respect, spun Consiliul Județean Constanța că nu va fi simplu. E o temă de proiectare plecată de la mine, o notă conceptuală plecată de la mine, dar care mai departe a fost preluată de Consiliul Județean Constanța și apoi de un proiectant, ce proiectant a stabilit mai departe ce să se facă. Condițiile sunt dificile de lucru, este vorba de o zonă cu infiltrații de apă, este vorba de o excavație mare, este vorba de niște trasee de utilități care au trebuit să fie rezolvate, surmontate. Hai că am avut termica, am mutat-o, dar când ai găsit un cablu de curent electric care ține tot parcul tăbăcăriei sub lumină, cu 2000 de volți, două cabluri, alea ca să le muți, a durat ceva. Da, s-a putut și s-a rezolvat și asta. Acum, cum spuneam, mutăm și termoficarea și de aia se termine cu săpatul, să continue săpatul. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Mai ales că nu e simplu pentru Consiliu ca și efort. Efort logistic și efort bugetar, fiindcă trebuie să finanțeze, să prefinanțeze ceea ce urmează a fi decontat de Ministerul Turismului, așa cum a fost accesat acest proiect. 5 milioane de euro, din care 500.000 de euro îi susține Consiliul și 4.500.000 sunt susținuți de către Ministerul Turismului, dar ca preplată tot de Consiliu. Consiliul plătește și după forma de plată, adică facturile, după aceea merg la Ministerul Turismului spre decontare. Nu e simplu, este un efort important al Consiliului. Acum are un alt efort pe cap, că n-am stat și am mai depus o temă de proiectare pentru nou acvariu. Acvariul actual nu va mai ține mult, în câțiva ani de zile își va fi necesar de a fi mutat. Din mai multe perspective. În primul rând că nu are sticlă, ci are geam acrilic, nu mai are elemente de siguranță și modernitate corespunzătoare secolului nostru sau mileniului nostru și așteptărilor și pretențiilor pe care le are această locație de vacanță, destinație de vacanță.
Și din acest motiv am gândit un acvariu făcut pe experiență, un acvariu care să aibă tuneluri, să aibă geam acrilic. Mai puțin interesat e vizitatorul de numărul de ouă pe care îl face o anghilă și unde le duce în Marea Sargaselor. Apropo. Și este mai mult interesat de o experiență, să treacă printr-un tunel, să meargă renichinul pe deasupra sau peștele lună sau ce altă vietate din asta de ocean planetar, că avem un bazin cu ocean planetar, un bazin cu Marea Neagră, ambele vizibile prin tunel, unite printr-un atrium de unde putem vedea ca dintr-o corabie scufundată și într-unul și într-altul, pe lângă tuneluri, un bazin de pinguini și două bazine de apă dulce, trebuie să avem și apă dulce, Delta Dunării și Amazonului, adică două ecosisteme deltaice pe latitudini diferite, condiții termice diferite și așa mai departe. Toate astea înseamnă o diferențiere foarte mare a speciilor de pești și mult mai bogat ca și specii ecosistemul amazonian. Da, și cel deltaic este un ecosistem interesant, bogat. Ecosisteme de tranziție sunt general ecosisteme deltaice, în care sunt speciile trăiesc și colo și colo, sunt multe specii eurihaline, adică ce pot trăi și în apă dulce și în apă sărată. Cum e, de exemplu, cum sunt sturionii care merg în apă sărată, se hrănesc, se întorc în apă dulce, se reproduc, sau cum sunt sclumbiile care fac aceeași poveste. În apă sărată nu prea le place să se reproducă, în general, în apă dulce se reproducă și, nu, somonul, migrație, așa mai departe. Proiecte da. Ambițioase, deci vorbim și de acvariu, mărirea delfinariului, un nou acvariu acolo pentru foci deschis în aer liber, e ceva măreț, să-i spunem așa. Da. Vorbim de câți ani? Păi pentru delfinariul 2 ani, pentru acvariul 4, pentru bazinele exterioare sper anul ăsta să ne le autorizeze, fiindcă mai am încă un argument, Ministerul Mediului are nevoie de o zonă de rescue, niște bazine de salvare, noi le putem oferi dacă le autorizează. Să facem, să avem un bazin, unul din cele două bazine, unul îl facem cu foci și celălalt îl ținem pentru salvare, pentru o situație de rescue, atunci când apare un delfin rănit, ce faci cu el, unde îl duci? N-are nimeni o piscină așa de mare să pregătită. Noi vom avea o piscină pregătită, dezinfectată, filtrată, cu apă sărată de mare, în caz că în Marea Neagră, la malul Mării Negre, apare un delfin într-o anumită situație, de regulă vara. Când vin, delfinii sunt mamifere, vor și ei la căldurică și în consecință preferă să ne părăsească iarna când ea apare rece și să vină vara. Așa că, în general, problemele astea apar vara. Da. Referindu-ne și la animăluțele de la microrezervație, cum le pregătiți pentru sezonul rece? Încă avem temperaturi rezonabile, soarele e sus pe cer, dar intrăm ușor, ușor într-o lună în noiembrie și cu siguranță temperaturile vor scădea. Ce faceți în acest sens? Cum aveți grijă de ele? Lucrăm la așternuturi, special fiindcă sezonul este umed și nu rece. Am descoperit și noi în ultima vreme. Am descoperit în ultima vreme că este sezonul mai degrabă ud și în consecință trebuie să pregătim așternutul, că se face acolo o mocirlă. Este o zonă de în care apa nu trece, întrucât este din păcate tot ce înseamnă microrezervație construit pe un fundament aluvionar combinat cu restul din construcții. De tot ce înseamnă faleză nord, excavația din faleză nord. Deci dacă sap mai mult de jumătate de metru, încep să apară cărămizi, tot felul ce s-a găsit prin faleză nord, când s-au făcut blocurile. Blocurile prin anii 80, da. De atunci vine în special 70, 80 vine scavația, atunci s-a extins microrezervația. Trebuie să facem ceva, să aducem mai mult nisip, o să luăm și un tocător de material vegetal care să ne mărunțească acest material vegetal și care să îmi permită un așternut foarte bun la animale, mult mai convenabil decât ceea ce avem. Super, noi vă mulțumim foarte frumos pentru prezență. Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că viitorul sună bine. Important e să le vedem și realizabile, atât pentru noi, dar și pentru acei mulți turiști care vin aici la malul mării și care vor să aibă parte de activități cumva de neuitat. Iată că se pot adresa Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și cu siguranță experiența va fi una minunată. Puteți să profitați și voi zilele acestea, că tot este vreme frumoasă, să faceți o mică vizită acolo. Atât a fost și pentru această seară. Voi în continuare, dragilor, urmăriți știrile Doto TV. Eu vă aștept și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle. Până atunci vă pup și nu uitați să zâmbiți!